Mircea Nicolescu, de 44 de ani, lucrează la hidroconstrucția și se afla în timpul serviciului, când o cabină a unui utilaj s-a desprins și a căzut pe el. Colegii acestuia au chemat imediat ambulanța. Medicii au acordat acestuia primele îngrijiri, iar investigațiile continuă. S-a prezentat cu contuzie de torace și de genunchi stâng. Este în cursul investigațiilor. Este într-un fel sau altul pus în pericol viața acestuia? Nu, este stabil hemodinamic și respirator. Asta nu știu, o să vedem rezultatul analizelor. Inspectorii ITM Gorj se află la fața locului pentru a verifica în ce condiții s-a produs accidentul de muncă și dacă angajații purtau echipament de protecție în timpul serviciului.